să binecuvânteze pe cei ce se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Cei din la stație, cei din la monitoare. Să știți că foarte greu ne-am descurcat fără ei. Poate la unii li se pare ceva neînsemnat. Dar să știți că tineri însemnați și de valoare în adunare. Că ei sunt cei care ne sprijinesc și ne ajută și mă rog ca Domnul să binecuvânteze fiecare tânăr în seara aceasta. Isaia, capitolul 43, voi citi câteva versete și aș dori să vi le las din partea mea pentru anul acesta ca o binecuvântare pentru voi, să fie un motou în viața voastră de tineri, cum a fost și în viața mea când am fost de vârsta voastră. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa: acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeu tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. Și ascultați, cel mai frumos verset, care nu poate fi contestat. Nu știu, poate te uiți între tinerii în care ești la școală sau unde Dumnezeu te-a pus și te desconsideră. Sau poate n-ai valoare în ochii lor. Când vei simți momentele cele mai grele, când n-ai valoare în ochii oamenilor, adu-ți aminte de Isaia, capitolul 43, cu versetul 4. De aceea, zice cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ai preț în ochii mei, ești prețuit și te iubesc. Dau oameni pentru tine. Ascultați-mă, nu zice Domnul numai pentru mine. Pentru tine care în seara asta ești aici. Și popoare, pentru viața ta. Vă rog să vă reașezați. Slăvit să fie Domnul pentru toate lucrurile și glorificat să fie numele lui Dumnezeu. Înainte să continui, mă gândeam să aduc înaintea dumneavoastră mărturia în care Dumnezeu a lucrat în viața mea. Ca să vedeți că și noi care Dumnezeu ne-a ridicat, că nu ne-am ridicat noi prin puterile noastre, Dumnezeu ne-a ridicat, Dumnezeu ne ține în mâna Lui, am fost ca voi, în lupte, cu încercări, cu ispite, cu eșecuri, cu falimente, poate cu gânduri negre că n-are rost să mai trăim pe pământul ăsta, că e prea greu. Aș vrea în seara aceasta să înțelegem un lucru. Dumnezeu ne iubește. Și când eram încă în vrăjmășie cu Dumnezeu, când încă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, știți ce a făcut Dumnezeu pentru noi? O trimis ce-a avut mai scump. Pe Fiul Lui. Și știți de ce? Pentru că avem preț în ochii Lui. Slăvit să fie Domnul. Înainte să continui, aș dori să vă spun că mi-a arătat Domnul în timpul rugăciunii aici, am văzut unele tinere care au probleme cu burta. Am văzut rinichi în care erau pietre. Am văzut infecții urinare. Și au zis Domnul așa, eu sunt gata să-mi întind mâna. Dar noi trebuie să ne apropiem de Domnul, să-L credem pe Domnul. Pentru că Dumnezeu are putere în cer și pe pământ. Și mă rog Dumnezeu să ne dea lumină. Dumnezeu să ne dea putere să ne apropiem de El. Și Dumnezeu să-și prostăvească numele. Unii dintre dumneavoastră mă cunoașteți, am bătut destul de mult zonile astea dumneavoastră, slăvit să fie Domnul, mă numesc Mugurel Pintea și sunt membru al Bisericii Emanuel din Cluj-Napoca, păstorită de fratele Ionatan Apolzan. Vă spun lucrurile acestea pentru că e foarte bine să știți cine vă trece pe aici, în casă. Când mai vine câte unul și îl întreb, auzi frate, dar cine ești? Eu sa Domnului. Și în ce biserică slujești? În biserica Domnului. Cine e păstor? Iisus Hristos. Iertați-mă. Nu dau crezare la oamenii ăștia. Noi, ca oameni, noi ca societate, trebuie să aparținem de cineva. Cineva poate deasupra noastră răspunde de ceea ce facem noi. Și dau seama. Pe lângă că dau seama, poate în fața unor oameni, mai mult de atât dau seama înaintea lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu din toți tinerii care în seara asta sunt aici să facă vase de cinste în casa Lui. Să se poată lăuda bisericile în Domnul. Amin.
De ce tinerea în adunare? Și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. M-am născut într-o familie de ortodoxi. Ortodoxi în Răiți, la care Paștile și Crăciunul erau sfinte, sărbătorile erau sfinte, dar blăstămau și făceau toate relele de pe pământ. Așa am crescut și eu. La 3 ani și jumătate s-a despărțit mama de tata și am ajuns să locuim la bunici într-o localitate în Sălaj, în Fildul de Jos, unde am copilărit. Fiindcă mama, din necazurile și problemele care le-a avut, a început să bea, și nu să bea puțin, să bea foarte mult. Bea până acolo de cădea în șanț și meream și o luam cu căruciorul și o duceam acasă. A ajuns o femeie depravată, o femeie care îți era rușine să-i spui mama. Dar totuși era mama mea. Nu vă cunosc părinții, nu știu cu ce vă frământați, dar vreau să vă spun ceva. Oricum ar fi, sunt părinții voștri și nu-i puteți schimba. Vi-a dat Dumnezeu cinstiții, ca așa zice Biblia. Cinstește pe mama și pe tatăl tău că e condiționat. Nu-i fictiv, auzi dacă vrei. Da, ai și posibilitatea, dacă vrei să-i asculți. Dar ascultă-mă, e condiționat. Ca să trăiesc zile multe și numai că-s multe. Și fericite de la Dumnezeu. Și Domnul să vă binecuvinteze. A trecut timpul și am început să crește. Mama a luat-o pe o pantă tot mai rău în jos. Și a văzut la un moment dat starea în care e și a încercat să-și curme firul vieții băind soluție Tomosan din băiat oile pură. A băut soluția, au dus-o la Huiedin, la spital și acolo Dumnezeu și-a întins mâna și prin oamenii aia care au fost acolo, Dumnezeu a salvat-o și-o dat viață. Ei, când au văzut că cu o cantitate aproximativ 250 de grame cât o băut prima dată, au zis, mă, n-am reușit să mă omor, o să încerc să beau un jumătate de litru. Și a băut un jumătate de litru. A ajuns la Huiedin și spitalul din Huiedin a spus, ne pare rău, nu mai avem ce să-i facem. Duceți-o la Cluj, dacă mai apucă. Pe holul spitalului recepe acolo un frate pocăit, care o cunoștea din film pentru că făceau, când era târg, mergeau cu căruța și treceau prin față pe la casă la omul ăla și știa că e o femeie tânără, o femeie care era din field și a trecut și s-a uitat la ea, a văzut-o cu gura încleștată, neagră, toată la față și a zis, Doamne, e prea tânără, mai cruță-i firul vieții. Și închinge-ți mâna pe astea. Și omul s-a dus. Dar pentru că Dumnezeu în cer avea un plan sfânt, Dumnezeu a îngăduit să ajungă în Cluj, la spital, și prin iscusința medicilor, Dumnezeu și-a închis mâna și-a dat viață în continuare. A trecut timpul și la un moment dat au început să vină pocăiții după 89, s-a dat libertate și au început frații să vină prin cetăți. Și în cetate la noi s-adunau la o soră țigancă în capătul satului și fiind copii, mergeam și noi, ne dădeau broșuri, ne dădeau Noul Testament, auzeam cum cântă și ne bucuram. Și la un moment dat bunica a zis, auzi, dragule bunica, vine iarna. Se întunică de vreme afară, oile au venit în sat, sunt mulți câini ciobănești, să nu se întâmple ceva cu voi, să vă muște ceva câine, că numai asta ne-ar mai lipsi. Și așa suntem noi de poveste pe tătă Valea Almașului, de mămică ta că-i bețivă și-i cu mâini. Și o să auzi, du-te și spune-le la pocăiță aia care vin acolo, să vină de miercuri viitoare la noi acasă. Nu știa bunica ce face. S-a terminat adunarea și m-am dus la fratele păstor, la Nicu Turcău și am zis către el, frate păstor, frate Nicu, auzi bunica de miercuri viitoare să veniți la noi acasă. Și de fiecare dată când mărturisesc lucrul acesta, mi-aduc aminte. E un sultan mare care în casa lui avea o robă, o fică, o fată, robă. Și o zis, de-ar fi Domnul meu. Acolo la noi, în țară, este prorocul lui Dumnezeu și l-ar vindeca de lepră. M-am gândit câtă încredere a avut omul ăla într-o fetiță.
Și m-am gândit de multe ori câte încredere a putut avea fratele păstor, fratele Nicu Durcău în mine. Eram un copil. 6-7 ani aveam, n-aveam mai mult. S-a uitat la mine, m-a luat așa în brațe, s-a uitat la frații care erau în adunare și la surori și au auzit. Îl cunoașteți cine e? Da, îl cunoaștem, e nepotul Iulian Nitronului de aici din la noi. Și unde stă? Acolo în... Vă știți unde stă? Da, de miercuri ne adunăm la ei. Miercurea dimineața, știind că trebuie să fie frații de la Huiedin, mai am o soră mai mare ca mine, am zis către mama, mamă, te rugăm frumos, încearcă să nu bei astăzi, că vin oamenii ăștia de la Huiedin, să nu te știe și Huiedin acum că tu ești bețivă și noi avem o mamă bețivă. Și vreau să vă spun că nu ne-a ascultat. Nu ne-a ascultat. S-a îmbătat de dimineață și când am venit acasă, era beată și ne-am apucat, m-am apucat de plâns și am zis, nici măcar o zi, că te-am rugat frumos să nu bei, n-ai putut să te repzi. S-a pus, s-au culcat și când au venit seara frații, s-au adunat în casă, unde, în camera unde i-am adunat, ne-am adunat și atâția oameni au venit că o trebuie să ia ușa din balamale. S-a umplut casa. Și au venit și mama după ce s-a trezit așa mahmură de băutură, nu știu dintre voi câți au băut vreodată să vă îmbătați, vezi ce stare în cealaltă zi sau după ce te trezești, e o stare groznică. Și o venit și mama s-a pus așa pe tocul de la ușă, zgriburind de frig, că era spre toamnă, spre iarnă, și au început frații să cânte o cântare. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toți leviții din adunare. Amin. Și nu numai pe leviți, pe toți care au inimă bună și laudă pe Domnul. Și au început să cânte cântarea, auzi ciocanile cum bat, acolo sus pe un deal înalt. Bat ciocanile mereu în Fiul Sfânt de Dumnezeu. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota ciocanile bat. Stând acolo pe tocul de la ușă, au zis, mama, în inima ei, Doamne, dacă oamenii ăștia, oamenii tăi, și pocăiții ăștia aduc adevărul tău, Doamne, eu te rog ceva, nu mă vede nimeni, dar tu, dacă existi, cu adevărat, ascultă-mă în seara asta, ajută-mă să mă las de băut. O rugăciune în taină. Poate seara asta ai venit în locul acesta cu falimentele tale și n-ai curajul să le spui nimănui. Spune-le lui Dumnezeu. Inima ta spune, Doamne, uite, asta îs, asta îs. Cu asta mă lupt, Doamne. Întinge-ți mâna peste mine. S-a terminat seara aceea și am văzut că mama a început să nu mai bea. Mama a început să schimbe viața. A trecut timpul și la un moment dat, după sărbătorile de iarnă, spre sărbătorile pascale, a făcut fratele păstor o chemare. Și a zis, auziți, venim aproape de un an de zile la dumneavoastră aici și am vrea să vă întrebăm, dar să nu vă grăbiți să ne dați răspuns. A vrea să vă întreb dacă vrea cineva să se împace cu Dumnezeu. Să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, căci avem în Duminica Tomii, după Paști, prima duminică după Paști, avem botez la Huiedin. Și dacă e cineva, noi cu drag ne-am bucurat. Și dimineața, următoarea miercure, s-a dus mama prin curte după bunicul, pentru că a fost ajuns o femeie care nu mai avea cuvânt în fața nimănui. Mergea după bunicul și a zis, bun, tată, tată, și s-a întors, uita la ea și nu a băgat-o în seamă. S-a dus prin curte bunicul și la un moment dat, văzând că tot stăruie de el, a zis, ce străbătul, ce vrei? A zis, tată, vreau să spun ceva. S-a întors bunicul, s-a uitat la ea și a zis, ce vrei? Și a zis, vreau să mă pocăiesc. S-a uitat bunicul la ea și-a luat și-a zis, auzi, dragului tata, multe mi-ai făcut în viața ta de când ești. Numai necazuri și probleme mi-ai făcut. Și ascultă-mă, dragului tata, de tăchii te-am iertat, că ești fata mea și te iubesc. Dar ascultă-mă, lucrul ăsta care vrei tu să-l faci nu e un lucru de apucat. Nu e un lucru că vii să-mi spui, mi-au stat, nu mai beau și mâine te-mi vezi din nou. Că lucrul ăsta care îl face între tine și Dumnezeu. Și ascultă-mă, dragul tati, eu te las să te pocăiești, dar dacă nu te ții,
Îi baie cu cine? Dragii mei, plină de bucurie seara a început și au venit frații, s-au bucurat și vă dați seama că în sat s-au dus vestea foarte repede. Cine vrea să se pocăiască în fildul de jos? Bețiva satului și încă câțiva caie. Că zice cuvântul lui Dumnezeu, eu n-am venit pentru cei sănătoși. Că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Vestea aceasta că mama vrea să se pocăiască a ajuns și la un prieten de-a ei bun, la preotul din sat, că era o prieten bun de cătăramă, dar de pahar, nu de slujbă. Stați liniștiți. Și când a auzit preotul din sat, a zis că fratele ei mai mare, care era cantor în stran, acolo cânta cu el diac, o să auzi, nu opriți să se pocăiască, lăsați-o să se pocăiască, că nu se poate ține și scăpăm de pocăiți. Îi face de râși de minune și scăpăm de ei. Dragii mei, gândurile omului nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Și planurile omului nu sunt planurile lui Dumnezeu, că zice Isaia, cât de departe e cerul de pământ, așa de departe gândurile tale de gândurile mele, zice Domnul. A făcut legământ cu Domnul, a fost o zi de sărbătoare și mulți au așteptat să-i vadă căderea. Dar au rămas cu așteptarea. Căci Dumnezeu o întărea și o ținea în mâna Lui în fiecare zi. A binecuvântat-o Dumnezeu și a luat permisul. A binecuvântat-o Dumnezeu, a luat o garsonieră în Uiedin. A binecuvântat-o Dumnezeu cu un loc de muncă, își câștiga pâine. Și a trecut anii. Știți, de multe ori când încep lucrurile să ne fie prea bine, parcă așa, credem că ni se cuvinte. Da, așa trebuie, că m-am pocăit, tăte trebuie să meargă bine, tăte lucrurile trebuie să fie frumoase. Dar ascultați-mă, dragii mei, după 5 ani de zile, după ce s-a întors la Domnul și Dumnezeu a binecuvântat-o, Dumnezeu a binecuvântat-o încă o dată. A binecuvântat-o Dumnezeu cu un cancer malid, metastază în ultima fază. Și veți zice în mintea noastră, băi, frate, tu ai probleme. N-am probleme, dragii mei, ascultați-mă bine. Când îl ai pe Hristos ca Domn și stăpân în viața ta și pe El îl iubești cel mai mult și cancerul și boala și lucrurile care crezi că te pot coborî în țărâna pământului, pentru Dumnezeu nu sunt probleme. Pentru noi ca oameni sunt probleme. Dar pentru Dumnezeu nu sunt probleme. A ajuns la toți medicii prin Cluj. A bătut toate spitalele și toți au trimis-o acasă. A ajuns în oncologie și în oncologie, în loc să-i fixeze razele cobalt pe uter unde avea problema, ele au fixat pe rinichiul drept și au blocat rinichiul drept. Au externat-o din spital cu verdict 2 săptămâni de viață și nu te mai dore nimic, a făcut doctorul. A venit acasă, avea niște dureri infernale. Din cauza durerilor, dimineața îi injectau intravenos piafen, la amiază piafen, morfină și seara din nou piafen. Asta era meniul ei zilnic. Și veneam de la servici de multe ori și eram în pat și începea să tremure toată și o țineam de picioare să nu cadă din pat. Pentru că, știți dumneavoastră, zicea fratele Beni, dacă mi-e zic, că nu poți să fii și în adunare și afară la păcăneale. Pentru că eu n-am vrut să mă apropiu de Dumnezeu și am luat-o pocăieri lateralnice. Am fost ajuns să unul dintre cei mai violenți tineri din Valea Almașului. Am fost ajuns să bodyguard în discotecă în Cuzăplac și cine auzea de mine trecea pe cealaltă parte de stradă. Mama nu a încetat să se roage pentru mine. Trecută prin încercări, văzându-se în pragul morții, a avut în inima ei o dorință. Și într-o seară mi-aduc aminte că am venit acasă și a zis, dragul mami, mergem seara asta undeva, și am zis, nu mă duc. Și a zis, dacă nu mergi, să vii până lângă patul meu. Muribundă pe pat, a spus, eu am citit în Scriptura mea că Scriptura a fost un împărat
care Dumnezeu o trimis prorocul la ea și a zis, auzi, spune-ți casa în rânduială, că vei muri și nu vei mai trăi. Auzi, eu vreau să mă duc înaintea Domnului. Dar dacă Dumnezeu m-a hotărât să mă ia ea acasă, eu mă duc la prea iubitul inimii mele. Îi dragoste vieții mele și iubitul meu, pe care abia aștept să-l văd în împărăția cerului. Vă iubesc și pe voi că sunteți copiii mei. Dar, dragul mă mic, mai am o singură dorință în inima mea. Și am ascultat-o și o să auz, singura mea dorință e într-o zi să ne vedem pe plaiurile cerului. Nu știu care sunt dorințele tale pentru copiii tăi. Poate vrei să-i vezi realizați. Poate vrei să-i vezi împliniți. Poate vrei să-i vezi cu o facultate făcută și cu un serviciu. N-a interesat-o pe mama niciun lucru din asta. O zis, singura mea dorință care mai am pentru tine, dragului mama, e într-o zi să ne întâlnim în cer. A venit înaintea Domnului la Simeon de la Orvișare și cred că majoritatea îl cunoașteți. Și omul lui Dumnezeu aștepta în drum. Pentru că Duhul lui Dumnezeu i-a fost vorbit, o zis, ieși în stradă, dar nu ieși numai tu, ieși cu soția și cu copilul înfășat. Și au venit și au trecut de drumul care duce către Derna. Au trecut mai în față cu mașina și la un moment dat au zis, surorile, oh, ne-am pierdut, am greșit drumul. Și au zis, haide să mergem la Nojiță aici. Și au zis, mama, nu. Luați Scriptura. Și luați Scriptura, din, avem o dată și 1310, luați Scriptura, au deschis Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu s-a deschis. Iată semnul, fecioara va naște un fiu și va fi înfășat și... Și au zis, ne întoarcem înapoi și Dumnezeu ne va călăuzi și ajunge la omul Domnului. Când au ajuns în fața casei, Simeon stătea și le aștepta și sora Viorica era cu copilul în brațe, înfășat. În momentul ăla a început să le curgă lacrimi, să zică, uite semnul cu care Dumnezeu ne-a vorbit. S-a uitat fratele Simeon și a zis, 8 kilometri ați înconjurat ca să ajungeți la mine. Și mi-a spus Dumnezeu să ies în drum ca să vă aștept. Au intrat în casă, s-au pus pe genunchi, s-au rugat și au zis Duhul lui Dumnezeu așa. Femeie, lucrarea care stă înainte, ta nici nu suferă amânare. Iată, zice Domnul, mâna mea va fi pe mâna medicului. Și gura ta va mărturisi că ai un Dumnezeu care trăiește. Pentru că știți cum suntem noi, frați și surori. Așa sfaturi bune știu să-i dau la fratele când trece până în încercare. Auzi, Domnul te vindecă, da, Dumnezeu are putere, scumpii mei, de vindecare. Dar Dumnezeu poate te îngăduie să ajungi acolo în spital, să fie o mărturie pentru medici, să fie o mărturie pentru cei care te așează Dumnezeu acolo în încercare. Și-a zis, mâna mea va fi pe mâna medicului și gura ta va mărturisi că ai un Dumnezeu care trăiește. A ajuns în spitalul CFR la doctorul Munteanu Valentin printr-un rezident al lui. Când i-a văzut Munteanu în hârtie, l-a zis, a cui să stea? Femeia asta trebuie să fie mortă de 2 săptămâni. Am un săracul rezident, stătea între Munteanu și mama și nu știa cum să explice la doctorul, vezi că e doamna. A început săracul ioroșită și a zis, da, știți, domn profesor, e doamna, nu se poate. Dăm buletinul. S-a uitat în buletin și a zis, femeie, tu de 2 săptămâni trebuie să fii mortă. A zis, auzi, ceea ce ține de mine de om, voi face. Dar ascultă-mă, șansele tale sunt minime. Fiindcă sora mea lucra asistentă în oncologie, acolo în Cluj, a chemat-o și a stat de vorbă cu ea. Și a spus, auzi, Ramona, tu știi ce înseamnă lucrurile astea? 60% dacă va supraviețui mama voastră, s-o întorceți voi de pe o parte pe altă, a zis doctorul. Și m-a sunat sora mea și a zis, auzi, mama e grav bolnavă. 60% dacă va supraviețui. Și a zis, auzi, 1% să fie eu, îngrijesc eu. Dar se-mi aud glasul la mama în casă. Se-mi aud glasul că mă strigă. Au operat-o medicul, au depistat de ce rinichiul drept era umflat, era blocat, i-au extirpat rinichiul drept, i-au extirpat vezica urinară. Dar seara înainte, să vedeți cum lucrează Dumnezeu până în cele mai amănunte lucruri. Cum e la noi obiceiul, merg cu plicul, că așa ne-am obișnuit, mergem cu plicul la medic. Și am
vândut și am avut aur prin lângă casă, moștenit de bunica, am vândut tot, numai să o salvăm pe mama. Am luat bani împrumut, numai să o putem salva și am zis, Doamne, întinde-ți mâna ta. I-a pus plicul pe masă la doctor și doctorul se uita la ea și a împins plicul înapoi. Și doctorul îi slamat așa, lasă-l că să aibă copiii nevoie de el. Adică nădejdea doctorului era, oricum mori. N-are rost să-i mai iau bani. Au operat-o, la două săptămâni a ieșit mama din spital pe picioarele ei. Se uitau asistentele și întrebau pe doctorul, domn doctor, nu doamna asta, e doamna de la Huiedin, care a zis că supraviețuiește 60%, ba da. Păi noi o vedem că merge pe picioarele ei și nu o însoțește nimeni. Dar ei nu-l vedeau pe Domnul, care era lângă ea. N-a încetat mama să se roage pentru mine. A fost la prima operație, la 6 luni de zile Dumnezeu i-a vorbit din nou. Femeie, cuptorul care stă înainte ta e de 3 ori încins mai tare. Dar iată, zice Domnul, eu sunt cuptor cu tine. Și din cuptor te scot biruitoare. Și ascultă, femeie, nu numai gura ta, și a celor din jurul tău care te știu și te cunosc vor spune că numai Dumnezeu și-o întins mâna. Când a ajuns la medic, era cu hârtirea ei la mână pe hol și eu zis, o, Rodica, ai ajuns? Și eu zis, mama, da. Și eu zis, medicul, n-am vești bune. Și Duhul Sfânt a venit și a spus, auzi, o recidiva cancerul. Dar nu te teme că eu cu tine în cuptor, zis Domnul. Și mama zâmbind, așa zis, auzi, domn doctor, știu. Și a zis, doctor, ce știi tu? O recidiva cancerul. Și uita doctorul așa la ea și a zis, Rodica, dragă, n-aș vrea să-ți dau nădejde înșelătoare. N-aș vrea să spui că, wow, operația ta, zice, am mai avut 3 cazuri ca tale. Nici una nu a rezistat mai mult de 2 săptămâni. Cazul ăsta e unul la nu știu câte milioane sau sute de milioane. La mare mama liniștită a început să zâmbească. Și a zis, auzi, domn doctor, este unul? Și a zis, doctorul, da, unul la nu știu cât. Și-o s-a las eu. Și uita medicul la ea și-o zis, fă, zice, cu asta nu mă pot înțelege nici cum. Și-o zis, domn doctor, fă ce știi că trebuie făcut. Că mâna lui Dumnezeu va fi pe mâna ta. Și Dumnezeu meu îmi dă viață. După 12 ore și jumătate, cât a durat operația, a fost unica operație în România, în urmă cu 20 ceva de ani, nu știu exact și nu ar vrea să greșesc, în care medicul cu operația aceasta a ajuns la specializare în America. Înainte de a pleca doctorul în America, mama a venit acasă și s-a dus încă la un control și a zis, auzi, domn doctor, aud pe mulți. Regim. Mie, și a zis, tu mănâncă tot ce scade bine. De ce nu-ți pică bine, de ce nu mai mânca? Dar de ce pică? Mâncă liniștit, a zis. Mama, când a fost înfometată, nu putea mânca luni întregi. A venit acasă săraca și a mânca. A venit doctorul după un an de zile și nu și-a mai adus el de aminte de Rodica de la Huiedin. Nici până cald nu i-a trecut lui. Dar pe holul spitalului, într-o zor de dimineață, s-auzea o voce stridentă care striga, Domnul să vă binecuvinteze, ce faceți, fetelor? Momentul ăla a recunoscut doctorul vocea și a ieșit din sân și a zis, măi, zice, să nu spuneți că e Rodica. Trăiește Rodica? Și a zis, da, trăiește, dar ce a fost, am uns 2 săptămâni și te-o căutat și cine a spus că vii și eu cred că o vin să te vadă. Când a văzut-o pe mama și-a pus mâinile, că a zis, vai, Rodica, ce ai făcut? Am mâncat, domn doctor. Ca să înțelegeți diferența, când a operat-o a doua oară, avea undeva la 48-50 de kilograme. Acum avea 120. Și o întreba, eu a fost sinceră, ce ai făcut, Rodica? Am mâncat. Și a zis, dar cum ești? Bine, dar zice, am o problemă, i-a fost făcută, vă dați seama cum s-a închins gabaritul și plasa de pe lateral o pușcat și a făcut o hernie și a zis am ceva aici și i-a dat din pe hol, n-avea erau pe hol. O, Rodica, lasă că e ultimul necaz, dar tu cum ești? Slăvit să fie Domnul, sunt foarte bine, domn doctor. A trecut tot Dumnezeu prin multe încercări. Când a ajuns la 10 încercare, Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit. Femeie, pentru sufletul drag din casa ta, nici nu te mai rugă, a făcut prorocul. Căci dosarul lui pe cetul și pus între dosare, se ruga pentru mine. Au trecut 11 ani de rugăciune. Trecută prin 10 operații și nu înceta.
Ascultați-mă, dragi tine, poate nu știți ce înseamnă să fii părinte. Nu știți ce înseamnă să mergi acasă, să-ți găsești poate mama sau tata pe genunchi, rugându-se pentru tine, Doamne, întinde-ți mâna peste copilul meu. Doamne, dacă valul lumilor l-a și-o dus în discotecă, sau o dus în discotecă, sau o dus în cluburi, Doamne, fii cu ea acolo și păzești-i. Veneam acasă nopțile târzii și o găseam pe mama mulțumit lui Dumnezeu. Și, Doamne, îți mulțumesc că l-ai mai adus încă o dată acasă. Am fost ajuns într-un hal fără de hal, dragi tine. Ascultați-mă, când te depărtezi de Dumnezeu și zice, au, dar nu-i păcat, ce-i mare păcat să fumezi o țigară? Și am auzit mai diocheat un pic țigările, așa știm fiecare. Am auzit, ce așa păcat dacă mă duc cu un tânăr în club sau cu o tânără în club și mă distrez? Nu-i păcat. Și nu-i păcat. Dar ascultați-mă, ce și păcatul care ne înfășoară cum? Scump? Scump? Așa de lezne. Astăzi o țigară, mâine un pahar, păi mâine o fată sau un băiat. Următorii pași știm fiecare și ajungi să-i spui părintele, eu nu mă mai chema la adunare. A fost ajuns să-i spun la mama, nu mă mai chema la adunare. Pentru că în localitatea noastră au fost niște întâmplări care diavolul i-a folosit pe unii și eu m-am îndepărtat atunci. Și puneam la mama înainte Biblia și am zis așa, fac pocăiță. Nu mă mai chema la adunare. Până într-o zi. Într-o zi când în casa unui frate, în casa fratelui păstor Nicu Durcău, se făcea rugăciune. Și mama a zis, auzi, aș vrea să mă duc după masă la Nicu sus. Și am zis, auzi, și eu vreau să mă duc până la el. Că vreau și eu tare curios să văd ce e acolo. Am intrat în curtea casei și Duhul lui Dumnezeu a început să mă cercetează. Și a pus să se ridice părul de pe picioare și cum înaintam și urcam pe scările de la casă. Când am intrat în casă, mi s-a fost ridicată părul în vârful capului și nu știam ce am. Tremuram tot. Se simțea prezența lui Dumnezeu acolo în casă. S-au ridicat să cânte și au început să plângă. Și am plâns cu ei și nu am știut de ce. Și ascultați-mă, a fost momentul în care mama nu mai trebuie să mă cheme la adunare. Chiar dacă încă mai mergeam în discoteci, chiar dacă vineam dimineața, poate târziu, când era ora 8, mă trezeam și spunea, mamă, hai să mergem la adunare. Și nu-i vinea să creadă. Dar eu continuam în păcatele mele. A venit un timp și o vreme și fratele păstor s-a făcut o biserică, biserica Goseni din Huiedin, aia din centru, de acolo, din parc. Nu știu dacă careva a fost în ea vreodată. Și îi spunea mamei, auzi, tu nu poți să mergi să muncești, dar mă duc eu pentru tine ca să împlinesc partea ta, să fac și eu ceva pentru Dumnezeu. Și am continuat să mă duc cu tinerii din biserică. Și într-o zi o zis mama, că mi-a auzit dragului mama, să faci o tabără creștină în gura humorului, mere și soră ta. Mări și tineri din adunare și auzi, n-ai vrea să mergi și tu? Nu știu câți tineri sunt în seara asta din lume aici. Eu am plecat în tabăra creștină, dar cu alte gânduri. Cu gândul să caut ceva fete, cu gândul lucrurilor nenorocite care le aveam în inimă și în minte în vremea aceea. Și am plecat. Am pus în geantă, jumătate din geantă erau numai țigări. Pentru că am fost ajuns să fumez 4 pachete de țigări la zi. Și beam până cădeam jos. Că beam nu era o problemă, ziceau unii. Problema era că în momentul când beam eram foarte violent. Să vă închipuiți, nu știu câți ați fost poate în cluburi sau în discoteci, o discotecă de 700-800 de tineri.
Vineau duhurile și cădeau peste mine și pot să-i scoteam afară. Și unul nu avea curaj să zică, băi. O să ajung să șeful de post din localitatea de acolo în momentul că auzea că am băut să se închidă în post. E frica mea. Dar a venit într-o zi unul care a zis, auzi, hai cu mine în tabără. Și am zis, dacă fiu cu tine cu mașina, viu, că tu mă înțelegi. Era un frate Iosif pe nume. Pentru că s-a amintit de Iosif în seara asta și acest tânăr o căuta să ridice pe alță. Nu l-a interesat prețul care plătește. Nu l-a interesat că trebuia să mă suporte și apucăturile mele. Dumnezeu l-a folosit cu putere pentru mine. Și am plecat în gura umorului în tabără. Pe drum am avut accident cu mașina. Un frate din fața noastră care era cu o altă mașină a dat într-un pom și căzut într-o râpă. S-a oprit acul de la mașină la 160. Erau 5 persoane în mașină. Într-o curbă la stânga, un pom, un tei, cam așa de gros, lovit în partea stângă și stăteam și făceam calcule. Viteză, inerție, curbă. Și nici cum nu-mi dădeau calcule că mașina trebuia să fie pe pavilion. La care a venit Iosif lângă mine și a zis, auzi, nu mai te gândi. Că aici a fost o mână de Dumnezeu. Aici, în tabăra asta, Dumnezeu are de lucru. Că prea tare să luptă diavolul să nu ajungem. Până la urma urmei am ajuns. Uz, rezistăm să scoatem mașina de acolo, ploua afară, a făcut un foc. Și pentru că diavolul știe că mai are un pic, s-a luptat cu toată puterea din el. Și la un moment dat a trecut sora mea, noi fiind acolo un grup, a trecut sora mea pe lângă noi. Și nu m-a văzut, nu m-a salutat. Și a venit un duh rău peste mine și a zis, uite, asta e pocăită? Trece pe lângă tine și nu te salută. În momentul ăla am pus mâna pe secură, pe topor și am aruncat secură după ea. Dumnezeu așa a făcut în așa fel că a trecut secură pe lângă ea. Puteam să o omor pe loc. M-au liniștit tinerii cu care eram și au zis, băi, stai liniștit, băi, bă, nu te-au văzut, nu. O venit ea înapoi și a cerut iertare și a zis, nu te-am văzut, efectiv nu te-am văzut. Asta a fost vineri seara, sâmbătă dimineața, ne-am dus să mergem la cort. Și ne-am dus la cortul întâlnirii. Cântau, lăudau pe Dumnezeu și când ne-am văzut că bat din palme și sar în sus, am zis, băi, ăștia sunt nebuni. Am zis, eu n-am ce căuta între ăștia. Cum să sari să bați din palme? Băi, eu n-am ce face. Și-am făcut stânga întrejur și-o vine. M-am dus din nou la cort, mi-am făcut eu treburile mele, mi-am băut cafeaua. Când a fost seara, ceva mă măcină la Dumnezeu și am zis, mă, chiar dacă nu-mi convine, chiar dacă nu-mi place, că nu-mi place să-i văd că sar, că știți cum e fiecare, cum a fost învățat. A fost învățat liniștit, blânduț, să stai în banca ta, să zici treaba ta. E bine oricum, nu contează, treci cum vrei, că mai ai în adunare. Dar de asta n-am mai văzut. Și m-am dus seara și eu. Dar m-am dus cu gândul las că îi mai ghiontez și eu, le mai dau câte un cot, câte un pum. Așa face diavolul. E de râs, dar e de plâns, dragii mei. Și m-am dus și așa am făcut. Și am început să-i lovesc și să-i împii. Și la un moment dat s-a ridicat un frate să predice. Și ca să atragă atenția la tine, am început să am câteva cuvinte ce vorbesc. Zice, sunteți aici? Sunteți cu mine? Mă auziți? Și deja pe mine mă irita. Că duhurile alea reale care erau în mine nu le plăcea în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Și am plecat. Și am rămâit aici cu tine și îți predică ție că eu am altă treabă. M-am dus, mi-am luat o cafea și m-am dus la țigară. M-am dus la o pădurice, eram acolo lângă pădurice și am spus, uite, mor în pădure să nu mă vadă tineri de aici. M-am dus să fumez o țigară. Și am fumat două țigări fără să simt gustul lor. Nu știu cât ați avut COVID. Atunci când nu mai ai gust. No, eu am cred că atunci aveam COVID. Să mai descrețim un pic frunzele. N-am simțit nimic. N-am simțit gustul cafenei, n-am simțit gustul țigării. Dar când am coborât din pădure în jos,
înăuntru meu s-a născut un gând. Și am zis, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, dacă, Doamne, Tu lucrezi, în seara asta lucrează. Că eu mâine dimineață cu trenul de 4 plec acasă la Buiedin. Pentru că acasă, zona unde eram eu, mă așteptau pratul prietenii. Și diavolul nu m-a lăsat să stau cu mine. Și m-am dus din nou în cort. Când am ajuns în cort, m-am dus la tinerii care cunoșteam și am zis, băi, n-aveți o gumă de veste casă, nu miros la țigară. Și o să nu mă duc de cred că are ăla. Și din spate, din cort, cum am intrat, până m-am ajuns în față. Când am ajuns în față, n-am găsit glumă de mestecat. Dar au zis, frate, să ne ridicăm, să ne rugăm. Să boteze Domnul cu Dumnezeu. Nu știu ce o să zic acolo. Dar știu că fratele care a avut accident cu mașina Radu, au venit mulat așa de după cap și au zis, măi, frățiuțul meu, hai să se roage și pentru noi. Că suntem în aceeași oală. N-am putut să zic în mătul. Deși eram recalcitrant de felul meu. Eram nervos dacă punea cineva mâna pe mine și nu-mi convine. Am simțit două mâini în spate care m-au împins. Am trecut prin față pe la toți care s-au ridicat să se roage pentru alți tineri. Și am ajuns undeva într-o parte acolo la un frate, fratele Victor Thompson, cred că era încă o dată cât mine. Așa ne-a prins pe amândoi în brațe. Și ascultați-mă, dragii mei. Noi punem șabloane lui Dumnezeu și îl șablonăm pe Dumnezeu în lucrare. Doamne, lucrează așa? Doamne, fă așa? Doamne, așa lucrează cu copilul meu? Doamne, așa fă în familia mea? Și punem șabloane lui Dumnezeu. Ascultați-mă, fratele acesta ne-a luat în brațe și a ridicat privirile în sus și a început să plângă. Simțeam lacrimile cum picurau pe umeri. Lacrime după lacrime. Și a început să vorbească în alte limbi. Nu l-am înțeles ce-o zis. Dar am simțit la un moment dat un fior care a venit din cap până în tălpile picioarelor. Și am început să vorbesc. Eram conștient, cum sunt conștient că vorbesc cu voi acum. Eram conștient că a coborât Duhul lui Dumnezeu peste mine și am început să vorbesc în alte limbi. Și am început să vorbesc în alte limbi și n-am înțeles ce se întâmplă. Și am zis, Doamne, nu înțeleg ce se întâmplă. Dar, Doamne, eu mă pun în mâna Ta. Chiar dacă toți din jurul meu vor râde de mine. Pentru că eu nu știu ce sunt lucrurile astea, dar eu mă pun în mâna Ta, Doamne. M-am rugat, fratele, când a văzut că am primit Duhul Sfânt, s-o las, s-o dus din pe mine. Am rămas sigur cu mâinile ridicate și vorbeam în limbi. La un moment dat am auzit o voce care a zis, bărbatule, tu ce spune tânărului ăla că cobor lumina mea peste el în seara asta? Și m-am oprit din rugăciune, m-am întors în dreapta, m-am uitat în stânga, m-am întors în spate, nu era nimeni lângă mine. Și am zis, dă-i pace. Și m-am pus și m-am rugat înapoi. Și iar m-am rugat și din nou am auzit vocea, și iar m-am oprit, iar m-am uitat. Și am zis, bă, cred că o iau rază. Și m-am rugat din nou și a venit Duhul lui Dumnezeu a treia oară. Dar a treia oară a venit cu verset din Biblie. Și o să-ți vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Și m-am oprit, m-am dus la frățiorul Dani, așa îl chemau și Ian, era de la noi de la biserică. Și am zis, Dani, nu știu, am auzit o voce care o zis, du-te și spune că-ți cobor lumina mea peste el. În momentul ăla când îi spuneam lucrarea, a coborât Duhul lui Dumnezeu peste el. A început să îi zbugnească și să vorbească la alte limbi. Și uita tinerii la mine și au zis, băi, frate, băi, l-a botezat Domnul pe mucurel cu Duhul Sfânt și-o dat și daruri. Mă uitam la el și-o zis, ce s-a ala? Și-o zis că-i vinetul. Și din nou am auzit vocea și m-a trimis Domnul la altul. Și m-a dus la altul și Dumnezeu ridica. O strigat Duhul să spune la tânăra aia că iese din gardul meu. Are să moră. Și mulți s-au uitat și au zis, bă, cum o să moră? Și-a murit. Dar spiritual. Spiritual a murit. Că s-a depărtat de Dumnezeu. Dragii mei, am început să dau curs lucrării care se întâmpla în mintea mea, în viața mea și nu înțelegeam de multe ori. Dar la un moment dat a venit o voce străină și a zis, bărbatule, ce faci? Că ești cu țigările în buzunar. Și, dragii mei, ascultați-mă foarte bine ce vreau să vă spun acum. Am pus mâna pe buzunar și Dumnezeu nu a băgat mâna în buzunarul meu. Nu. Țigările erau în buzunar.
Dumnezeu nu bagă mâna în buzunarul și în viața ta. În patimile tale și în lucrurile care te înfășoară așa de leznie, în lucrurile care caută să te depărteze de Dumnezeu, Dumnezeu nu bagă mâna. Și Dumnezeu vine și spune, și în seara asta spune, alege. În seara asta trebuie să-ți alegi viața sau moartea. Și am ascultat Duhul lui Dumnezeu și a zis, ai de ales viața sau moartea. Nu a fost o zonă gri. Nu a fost o zonă în care să tratez cu Dumnezeu, auzi, Doamne, dar mie nu trebuie mie Duhul Tău ce sunt. Dar mie trebuie mie darurile Tale, dar auzi, hai să facem un târg. Auzi, mă duc și le spui la tineri care mă trimiți. Dar auzi, lasă-mă să-mi trăiesc și viața mea. Auzi, Doamne, nu. În seara asta trebuie să-ți alegi viața sau moartea. Ce vrei să alegi în seara asta? Și am spus Domnului, Doamne, eu vreau să aleg viața. Dar am o condiție, Doamne, dacă mă ții în mâna Ta. Vă dați seama că s-a bucurat Domnul de mi-a ținut o predică. Și o zis, Domnul, da, te țin. Și sunt chiar. Scumpii mei, în vara aceasta s-au împlinit 17 ani. E când acea mână mă țin ea. Chiar dacă am trecut pe acolo pe jos, pe val. Chiar dacă am trecut prin cazuri, prin încercări și prin probleme. Așa mână sfântă s-o întins după mine și m-o ridica. Dar un an de zile după ce m-am întors la Domnul, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție. O soție binecuvântată. O soție care poate nu o merita. O soție care a învățat lângă mine și m-a înțeles. O soție care a învățat și îmi spunea la un moment dat, auzi, acolo în 1 Corinteni, capitolul 13, spune un lucru atât de important și am stat și am ascultat și am zis, ce spune? Auzi, dragostea lui Dumnezeu nu schimbă. Dragostea lui Dumnezeu acoperă. Și împreună Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii. Am avut pe primul copil, lucram numai eu. Dumnezeu mi-a trecut și prin încercări. A ajuns într-un moment în care se uita la mine soția și mă uita la ea și ce nu mai avem nici la pe la copil, nici bani și nici de mâncare. Și am zis, Doamne, dă-mi înțelepciune, ce să fac? Că, Doamne, eu vreau să rămân lângă Tine. Nu vreau, Doamne, să fur. Nu vreau, Doamne, să fac alte lucruri care să-ți aducă o cară numelui Tău. Dar dă-mi înțelepciune și o zi, Domnule, du-te și donează sânge. Și cu ceea ce îți vor da de acolo, cu bonurile alea, ai să ai mâncare la copil. Că zis, Doamne, noi postim, noi stăm înainte Ta și îți mulțumim. A trecut timpul, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu al doilea copil. În timpul acela, soția mea făcea facultatea și l-a născut în august. Și pentru că l-a născut în august, când a început facultatea, am uitat să mergem să-i înghețăm anul. Și-au exmatriculat-o fără să o anunțe. S-a întristat. A plâns și a zis, de ce Domnul a îngăduit lucrurile astea? Știi, când îngăduie Dumnezeu unele lucruri în viața noastră și nu ne convine. Auzi, îl întrebăm pe Domnul, Doamne, de ce? Și la Sfântul meu zice, toate lucrurile le face frumoase, știți când? La vremea lor. A trecut și lucrul acesta peste noi, a crescut băiatul și la un moment dat, la un control ginecologic, am primit o veste care nu ne-a plăcut. Un verdict destul de greu. Și ne-am rugat Domnului. Când am venit acasă, s-a pus în pat și îi place să o scarpin în cap. Și a dormit mai repede ca mine. După ce a dormit, m-am întors cu fața cât în perete. Și am spus Domnului, Doamne, adu-ți aminte. De când m-ai chemat la Tine și m-ai trimis, oriunde m-ai trimis? Că am venit noaptea târziu și dimineața trebuie să mă duc la servici, Doamne, n-am zis, nu mă duc. Doamne, adu-ți aminte că dacă m-ai trezit noaptea să mă rog pentru cineva, Doamne, n-am zis niciodată, nu. Dar, Doamne, să ne caz și în durere în momentele astea. Adu-ți aminte de mine și ia seama la rugăciunea mea. Îndură-te de soția mea.
mă ajung din nou la ginecolog. Și am spus, auzi, se pare că te-ai vindecat. Dar avem o vreastă tristă pentru cine, câți copii ai, doi. Nu o să mai pot să avea copii niciodată. M-am uitat la medic și am început să zâmbesc. Și am zis la un doctor. Eu să spun ceva. Că vrea Dumnezeu să dea, Dumnezeu dă. Dumnezeu ne-a mai binecuvântat o fetiță. Și seara aceasta suntem împreună toată familia. Eu cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu mai din preț. Eu și casa mea. Voi sluji Domnului. Poate mă veți întreba ce s-a întâmplat cu mama ta. A trecut și a 10-a operație. O operație grea, adică operație grea. A fost o operație, a fost o infecție. A fost ajuns în prag de septicemie. S-a ridicat duhul din ea și stătea să uita la doctor și la corpul ei de jos, în salon. Și Duhul lui Dumnezeu a zis, întoarce-te înapoi că ți-am promis că te ridic mărturie. Când oamenii din jurul ei spunea, auzi, dă-i în tribunal, că au fost greșeala lor de a ajuns în halul care a ajuns. Și mama s-a uitat la ei și a început să zâmbească și a zis, auzi, nici câinile nu se întoarce și mușcă mâinile care îl hrănește, da, Pio. Se mă întorc să mușc mâna care s-a luptat să mă țin în viață, cât o știu de ei. Că deasupra tuturor a fost mâna lui Dumnezeu, zice, recunosc. A trecut a 10-a, a trecut a 11-a operație, a trecut a 12-a operație și după a 12-a operație, la un moment dat, o să-l dragul mami, că se întâmplă ceva cu mine, nu mai văd bine și amețesc. S-a dus la un control și a luat glicemia, avea 760. Sunt doctorii în comă diabetică, puneți-o pe un pat să nu ajuns mama, pentru că era pocăit fratele Roșca. Fratele doctor, s-a dus domn doctor. Dumnezeu meu care a vindecat cancerul, vindecă și diabetul. Oare face Dumnezeu din asta? Au trecut o diabetică pe insulină, în acte. Și eu tot ce vă spun, dragii mei, nu-s povești. Se pot verifica. Se pot verifica. Trecut a 13 operație și după a 13 operație au zis, se întâmplă ceva, nu mai suport insulină. Și lua glicemia și Dumnezeu a vindicat-o de diabet. În seara asta îi spuneam la fratele Dani, m-a întrebat, dar de ce vii pe zimbor? Din zimbor era aproape să vii pe sală, zic, nu, să mă duc până la mama. Știi, mama întotdeauna te așteaptă acasă. Mama întotdeauna te așteaptă cu brațele deschise și tata. Dragii mei tineri, vreau să închei aici pentru că mărturia a fost lungă și n-ar vrea să vă plictisesc. Dacă în mintea voastră să n-o scăucit vreodată că tata sau mama v-ar vrea vreodată rău, vă înșelați. Ascultați-mă. Nimic nu-i mai de preț decât Dumnezeu și mama și tată. Nimic nu-i mai de preț. Când ajungi în necaș în probleme, uitați-vă la mine ce vă spun. Când am fost în necaș în probleme, n-am avut prieteni, n-am avut pe nimeni. Eu rămas doar Dumnezeu și mama. Dumnezeu și mama. Vreau în seara aceasta să înțelegem că avem preț în ochii lui Dumnezeu. Aș dori să ne rugăm în continuare rugăciunea aceasta. Și fiecare cu problema ta care o ai, cu frământarea inimii tale, cu eșecul tău, cu falimentul tău, să stai înaintea lui Dumnezeu. Îngăduie Dumnezeu încercări în viețile noastre, dar știți ce le îngăduie? Ca să ne sfințească. Îngăduie Dumnezeu și cioplește Dumnezeu noi și știți de ce? Pentru că fiecare avem un loc acolo și atât ar trebui să cioplească Dumnezeu până potrivim acolo. Dacă te trece Dumnezeu prin încercare, fii cu inima plină de bucurie și spune Domnului, Doamne, îți mulțumesc. Ne trecem din nou prin încercare cu soția. Îi spuneam fratele Daniel, întotdeauna când o trebuie să mă duc undeva la o seară de tineri, pentru că lupta cea mai mare pentru voi, dragi tineri, pentru voi lupta cea mai mare. Anul trecut trebuia să mă duc într-o tabără de tineri
Și atât s-a luptat diavolul să n-ajung, când mi-a stricat la soție mașina, mie mi-a dus probleme și așa am fost de hotărât și am zis, nu mă mai duc! Și a venit Duhul Domnului și a zis, dar ce poți tu face dacă nu-s eu? Și am zis către soția, auzi, știi ceva? Ne gătăm și mergem în tabără. O dat Domnul și în seara mare de biruință. Tineri din lume care veni și s-o proștenu înainte lui Dumnezeu și-o preda viața mâna Domnului și Dumnezeu a făcut semne și minuni. Eu cred că și în seara asta Dumnezeu a făcut semne și minuni. Trecem din nou prin încercări. Săptămâna trecută am colindat puțin oncologia. Dumnezeu să-și întindă mâna, că știu că Dumnezeu are putere. Omul își face partea lui, cât i-a dat și cât cunoște. Dar deasupra tuturor e mâna sfântă a lui Dumnezeu. Aș dori să ne ridicăm în picioare și dacă frate Daniel, cum hotărăști? Știu că sunt mulți dintre voi și vorbeam încă de la început că Domnul este în mijlocul nostru cu o mână întinsă ca să vină în ajutorul nostru. N-am ales să predicăm, cunoaștem Scripturile. Dar vreau să vă spun un lucru. Dacă aveți nevoie în mod aparte de ajutorul Dumnezeu, adică știți să zici, Doamne, stai aici și eu, vreau să te atingi de mine. Vrem să... Mare lucru nu putem să facem. Petru și Ioan la îndreptul rogului zicea, aur și argint n-am, v-aș da, dar n-am. Dar ce am, îți dau în numele lui Iisus, îți poruncesc, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Știți care era minunea? Se sculau locul în picioare. Nu știu cu ce vă frământați voi. Nu, atât, ridicați o mână și cu toată biserica intrăm în rugăciune să ne rugăm pentru voi. Aveți o frământare, o povară, o legătură, vă apasă ceva, ne rugăm pentru voi, Dumnezeu din ceruri să aibă milă. Știm un lucru, că lucrarea lui Dumnezeu este mare și Dumnezeu își lasă mărturii vii. Mi-aș dori ca sâmbătă, când o să vin la tineret, la Marghita, să, așa să vă potiți unul pe altul și să spuneți, uite ce a făcut Dumnezeu. Uite cum a eliberat, uite cum a lucrat Dumnezeu. Mi-aș dori asta, îmi doresc asta. Puterea este la Dumnezeu și El e prezent în mijlocul nostru. Intrăm cu toții în rugăciune și îl repet, încă nu-i târziu. Ridici o mână și noi rugăm, oricum nu noi le vedem. Că nu să le vadă, să le vadă Mugurel, ce îl ajută pe Mugurel? Dar să o vadă Dumnezeu. Să vadă, Doamne, El este aici ca un războinic viteaz care te poate ajuta. El vrea să vină în ajutorul tău. Vei? Strigă, Doamne, și eu! Și eu sunt aici. Și eu sunt, și eu am nevoie de ajutorul tău. Și fie ca Dumnezeu din ceruri să lucreze. Amin. Intrăm în rugăciune.